primul Dumnezeu întrupat, nu a terminat lucrarea de întrupare. El doar a terminat primul pas al lucrării pe care era necesar ca Dumnezeu să o facă în trup. Astfel, pentru a termina lucrarea de întrupare, Dumnezeu a revenit încă o dată în trup, trăind întreaga normalitate și realitatea trupului, adică scoțând la iveală cuvântul lui Dumnezeu într-un trup, în întregime normal și obișnuit, încheind prin urmare lucrarea pe care El a lăsat-o neterminată în trup. Al doilea trup întrupat este, în esență, similar cu primul, dar este chiar mai real, chiar mai normal decât primul. În consecință, suferința pe care o îndură al doilea trup întrupat este mai mare decât cea a celui dintâi, dar această suferință este un rezultat al lucrării sale de slujire în trup, care este diferită de suferința omului corupt. Ea, de asemenea, provine din normalitatea și realitatea trupului său, deoarece el efectuează lucrarea sa de slujire în trup complet normal și real, trupul trebuie să îndure o mulțime de greutăți. Cu cât este mai normal și real acest trup, cu atât mai mult el va suferi în realizarea lucrării sale de slujire. Dumnezeu lucrează într-un trup foarte comun, unul care nu este deloc supranatural, deoarece trupul lui este normal și trebuie, de asemenea, să poarte pe umeri lucrarea de salvare a omului. El suferă într-o și mai mare măsură decât ar suferi un trup supranatural. Toată această suferință provine din realitatea și normalitatea trupului său. Din suferința pe care cele două trupuri întrupate au suferit-o în timpul efectuării lucrărilor lor de slujire, se poate vedea esența trupului întrupat. Cu cât este mai normal trupul, cu atât mai mari sunt greutățile pe care el trebuie să le îndure în momentul desfășurării lucrării. Cu cât este mai real trupul care desfășoară lucrarea, cu atât sunt mai dure noțiunile pe care le obțin oamenii și mai multe pericole sunt susceptibile să îi se întâmple. Și totuși, cu cât este mai real trupul și cu cât mai mult trupul posedă nevoile și rațiunea completă a unei ființe umane normale, cu atât este el mai capabil de a prelua lucrarea lui Dumnezeu în trup. A fost trupul lui Isus care a fost bătut în cuie pe cruce. Trupul său la care el a renunțat ca pe o jertfă pentru păcat. A fost prin intermediul unui trup cu umanitate normală, că el l-a învins pe Satana și l-a salvat complet pe om de la cruce. Și, tot ca trup complet, al doilea Dumnezeu întrupat, efectuează lucrarea de cucerire și îl înfrânge pe Satana. Doar un trup care este complet normal și real poate efectua lucrarea de cucerire în totalitatea sa și poate face o mărturie puternică. Cu alte cuvinte, lucrarea de cucerire a omului este făcută eficient prin realitatea și normalitatea lui Dumnezeu în trup, nu prin minuni și revelații supranaturale. Lucrarea de slujire a acestui Dumnezeu întrupat este să vorbească și astfel să cucerească și să desăvârșească omul. Cu alte cuvinte, lucrarea Duhului efectuată în trup, datoria trupului, este să vorbească și, astfel, să cucerească, să dezvăluie, să desăvârșească și să elimine complet omul. Și astfel, este în lucrarea de cucerire faptul că lucrarea lui Dumnezeu în trup va fi îndeplinită în întregime. Lucrarea de răscumpărare inițială a fost doar începutul lucrării de întrupare. Trupul care face lucrarea de cucerire va completa întreaga lucrare a întrupării. După gen, unul este de gen masculin și celălalt de gen feminin. Prin aceasta, semnificația întrupării lui Dumnezeu a fost întregită. Aceasta risipește concepțiile greșite ale omului despre Dumnezeu. Dumnezeu poate deveni atât de sex masculin cât și feminin.
Iar Dumnezeul întrupat este, în esență, fără gen. Dumnezeu a făcut atât bărbatul cât și femeia și El nu face diferența între sexe. În această etapă a lucrării, Dumnezeu nu efectuează semne și minuni, astfel încât lucrarea își va atinge rezultatele sale prin intermediul cuvintelor. În plus, de această dată, lucrarea lui Dumnezeu întrupat nu este de a-i vindeca pe cei bolnavi și de a scoate demoni, ci de a cuceri omul prin vorbire, ceea ce înseamnă că abilitatea nativă posedată de acest trup întrupat al lui Dumnezeu este de a spune cuvinte și de a cuceri omul, nu de a-i vindeca pe cei bolnavi și de a scoate demoni. Lucrarea sa, în umanitate normală, nu este de a face minuni, de a vindeca pe cei bolnavi și de a scoate demoni, ci de a vorbi. Și, deci, al doilea trup întrupat le pare oamenilor mult mai normal decât primul. Oamenii văd că întruparea lui Dumnezeu nu este o minciună, dar acest Dumnezeu întrupat este diferit de Iisus întrupat. Și, totuși, ei sunt amândoi Dumnezeu întrupat. Ei nu sunt complet la fel. Iisus a avut umanitate normală, umanitate obișnuită, dar El a fost însoțit de multe semne și minuni. În acest Dumnezeu întrupat, ochii umani nu vor vedea niciun semn sau minune, nici vindecarea bolnavilor, nici scoaterea demonilor, nici mersul pe mare, nici postitul pentru 40 de zile. El nu face aceeași lucrare pe care a făcut-o Iisus. Nu pentru că trupul său nu este în esență deloc diferit de al lui Iisus, ci pentru că lucrarea sa de slujire nu este de a vindeca pe cei bolnavi și de a scoate demoni. El nu-și dărâmă propria lucrare, nu-și deranjează propria lucrare. De vreme ce El cucerește omul prin cuvintele sale reale, nu este nicio nevoie de a-l supune cu minuni. Și astfel, această etapă este de a completa lucrarea de întrupare. Dumnezeul întrupat, pe care îl vezi astăzi, este complet un trup și nu este nimic supranatural în privința lui. El se îmbolnăvește ca și ceilalți. Are nevoie de mâncare și îmbrăcăminte exact așa cum au și ceilalți, fiind complet un trup. Dacă de data aceasta Dumnezeu întrupat ar efectua semne și minuni supranaturale, dacă El ar vindeca pe cei bolnavi, ar alunga demoni sau ar putea ucide cu un cuvânt, cum ar putea fi întreprinsă lucrarea de cucerire? Cum ar putea fi răspândită lucrarea printre națiunile neevreiești? Vindecarea bolnavilor și scoaterea demonilor a fost lucrarea din epoca Harului, primul pas în lucrarea de răscumpărare. Și acum că Dumnezeu a salvat omul de la cruce, El nu mai efectuează această lucrare. Dacă în zilele de pe urmă, un Dumnezeu, la fel ca Iisus, ar apărea, unul care ar vindeca pe cei bolnavi, ar scoate demoni și ar fi crucificat pentru om, acel Dumnezeu, deși identic cu descrierea lui Dumnezeu în Biblie și ușor pentru om de acceptat, nu ar fi, în esența sa, trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu, ci de un duh rău. Pentru că este principiul lucrării lui Dumnezeu de a nu repeta niciodată ceea ce El a finalizat deja. Și astfel, lucrarea celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu este diferită de lucrarea celei dintâi. În zilele de pe urmă, Dumnezeu înfăptuiește lucrarea de cucerire într-un trup obișnuit, normal. El nu vindecă pe cei bolnavi. Nu va fi crucificat pentru om, dar pur și simplu spune cuvinte în trup. Cucerește omul în trup. Doar un astfel de trup este trupul întrupat al lui Dumnezeu. Doar un astfel de trup poate întregi lucrarea lui Dumnezeu în trup.